Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Scumpi frați și surori, numele lui Iisus Hristos să stăpânească cu prezența sa în fiecare gând și inimă a tuturor cât suntem prezenți aici. Preamărit să fie Domnul! Am pe inimă la întâmplare, zic eu, ca să citesc un cuvânt din Sfânta Carte a Domnului, Cântarea Cântărilor, capitolul 2. Și în aceasta Dumnezeu din cer să ne dea sfatul Lui, că El poate. Dar cum că mie îmi plac cântăreți ăștia, mi-s dragi, la vremea mea mai cântam și eu și nu m-aș lăsa de pagubă nici acum. Fiindcă e frumos, zice salmistul, să lăudăm pe Domnul, nu? Păi dacă e frumos, de ce să nu fac și eu un lucru frumos? Să-L laud pe Domnul. Pentru învățătura noastră a tuturor. Am o cântare aici. Omule, ce te frămânți în lume, parcă din nou ai vrea să o făurești. Ai vrea la viață ceva să-ți adaugi sau mai degrabă ai vrea ca să o sfârșești. Dar tu ești o mână de țărână, un suflet dat de Creator. Tu ești o mână de țărână și nu poți fi făuritor. Oricât te-ai trudi, tu totuși ești o ființă creată și nu poți tu crea. Doamne, binecuvântă-ne! Omule, ce te frămânți în lume, parcă din nou ai vrea să o făurești. Ai vrea la viață ceva să-ți adaugi sau mai degrabă ai vrea ca să o sfârșești. Dar tu ești o mână de țărână și un suflet dat de Creator. Și ești o mână de țărână și nu poți fi făuritor. De ai să crezi că oprești din mers pământul, focul și apa și tot ce-i înălțător. Ai vrea să știi de unde suflă vântul, nu vrei să crezi că tu ești un muritor. Dar ești o mână de țărână și un suflet dat de Creator. Tu ești o mână de țărână și nu poți fi făuritor. De ai să crezi că știi din lume toate și tot ce este, de crezi că e al tău. Stai pe loc
oprește o clipă gândul și ai să vezi că tu ești un nimic. Nimic, nimic, dacă n-ai iubire în tine. Și vei vedea că toate-s trecătoare, cu ele trece și viața ta. Va trece luna și pământ și soarele, dar Dumnezeu în veci va rămâne. Tu ești o mână de țărână și un suflet dat de Creator. Și ești o mână de țărână și nu poți fi făuritor. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Dacă nu-i prea mult, să ne ridicăm și fratele Andy, hai citește, să nu mă mai... Care versetul din capitolul 2? Capitolul 2. Tot capitolul 2. Păi rău. E foarte bun. Să asculte dar și frații și surorile. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a adus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste noi. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, că sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărim peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul unei de cerboaică. Iată că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, vino, frumoaso, căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aud glasul turturelei în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele din smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascultă, ascunsă în scorburile prăpăstilor, arată în fața ta și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prindeți vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Până la răcoarea zilei, până la lungirea umbrelor, întoarce-te. Iubitule, sar ca o căprioară sau ca un pui de cer peste munții ce ne despart. Amin. Amin. Avem un prea iubit. Și prea iubitul acesta
al nostru se cheamă Iisus Hristos Domnul. Amin. Glorie Lui! Amin. Și El are o prea iubită. Și prea iubita aia a Lui se cheamă Biserica Răscumpărată cu sânge în calvar. Mărească-se Domnul Iisus! Așa că suntem os din osele Lui și carne din carnea Lui. Doamne, ce taină, vorbește apostolul Pavel, și ce bine ar fi cu adevărat să simțim asta, că suntem os din osele Lui, pe care cu poruncă dumnezeiască au fost păzite să nu fie sfărâmate. Și carne din carnea Lui, ca adică să avem o fire dumnezeiască în noi. Asta însemnează. Asta însemnează să nu fim frământați, să nu fim zdrobiți, să nu fim rupți, cum oasele Lui au fost păzite întregi prin poruncă dumnezeiască și apoi carnea. Noi suntem născuți adamici, dar odată ce am intrat în Hristos, nu mai trebuie să fim adamici. Că tot apostolul Pavel ne spune și ne mărturisește că omul din tâi a fost făcut un suflet viu, dar plin de păcate. L-a însoțit păcatul și păcatul a adus moarte. Și omul al doilea este nu un Adam viu care datorită păcatului moare, ci un om nou, fiind că este un duh dătător de viață. Din moarte, adică să ne scoată, să ne scoale, să ne transforme. Și atunci noi trebuie să avem os din oasele Lui și carne din carnea Lui. Și asta se va numi atunci biserica sau mireasa Lui Hristos. Dar dacă cineva este așa de împărțit și nu-i tare, n-are o inimă tare cu care să slujească pe Dumnezeu, oscilează. Cât la un păhărel de ceva tărie, cât la un dans, cât la un film, cât la lucruri nepotrivite, cât glume proaste, cât râsuri nebunești, toate astea sunt vulpile mici, nebăgate în seamă de noi. Dar fratele Andi a citit, prindeți, în schimb, aia era numai pentru unul, dar ce zice, prindeți în ei, la toți, la toți trebuie să ne fie prinsă vulpile astea mici, pușcate, vânate, omorâte. Omorâți, dar mădularele voastre care sunt carne din Adam. Și astfel
să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Vedeți de unde încep toate, de la minte. Dacă mintea te duce în rai, ajungi în rai. Dacă mintea te va duce în iad, ajungi în iad. Dacă mintea te duce să furi, vei fura. Dacă mintea te duce la desfrâu, vei deveni un om, o femeie desfrânată. Dacă mintea te duce la cercetarea Scripturilor, vei înțelege Biblia. Doamne Iisuse, ajută-ne pe toți! Stând aici, am căutat și colo și colo, dar nu mi s-a oprit gândul și mintea, decât aici. Și ce minunat găsim noi aici scris. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. El este un crin, dar și iubita e un crin. Pentru că e os din oasele lui și carne din carnea lui. Și nu poate fi altfel. Apoi, o altă prefigurare, ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Diferența, vezi, dintre pomi și copaci e că pomii au rod și rodul lor e bun de mâncat, măr, păr, vișini, cireș și câte altele pe aici, citricile și câte alte bunătăți, toate se fac pe pomi. Lemnele nu. Lemnele sunt pentru foc sau pentru a lucra din ele ceva. Și alea sunt copaci și o mare diferență atunci într-un măr și într-un copac. Toți oamenii din lume sunt asemănați cu copaci. Hristos este asemănat cu un pom, pom de viață și aici măr, de unde teologiile catolice și ortodoxe au spus că în grădina Eden, pomul cunoștinței binelui și a răului a fost un măr. Dar, cine știe dacă pe valea râului care înconjoară țara crește meri. În India, de exemplu, nu cresc merii. Și indienii zic, pomul din grădină a fost mango. Bine, mă, să fie și așa. Dar păcat că o mânca din el, apoi ori măr, ori mango, dacă o mâncat pe noi, ne-o nenorocit. Dar acum a fost pus pentru că o mâncat. Nu știu cât o mâncat, un sfert, m-a mușcat odată, ori chiar o mâncat o măr, dar nu o mâncat o măr, că o mâncat Eva întâi din el și atunci el trebuie că numai puțin a avut de mâncat. Dar a fost destul. Pentru asta ei au fost scoși afară din grădina Edenului. Pentru că au mușcat, s-au mâncat, s-au mâncat tot, ce nu știu. Dar destul că au fost scoși afară din grădina Edenului. Și apoi, la intrarea în grădină, când ei tânjau și doreau să meargă la locul lor, nu s-au mai putut. Știți de ce? O fă pus acolo un înger, un arhanghel mare, cu o sabie mare învăpăiată, care o învârtea acolo.
v-ați jucat vreodată cu așa ceva? Eu când eram copil, ne jucam. Făceam o cârpă așa, mototor, o ungeam cu motorină, tot umblam pe la tractorici să ne dea motorină și apoi o legam într-o ață mai lungă și începem și o învârteam. Apoi de ce o învârteai, de ce făcea flacăra mai mare, așa că la un moment dat se lega flacăra, roata așa, se lega flacăra. Și mi-am întipuit că așa era și sabia aia învăpăiată. Înturnând o roată, era tot o flacără din cap până în cap, de n-aveai pe unde intra. Ca să nu intre omul să mănânce și din pomul vieții. Că acum intenția lui asta era, dar era oprit. Și nu a mai putut omul să intre acolo. Până când a venit un om la care Pilat a strigat, ia ce homo, iată omul. Și omul ăla e adevărat om. Omul ăla e Iisus Hristos. Ăla a îndrăznit să intre în focul lui Dumnezeu și să deschidă ușa, să deschidă poarta. Glorie lui! Astfel, el a suferit focul lui Dumnezeu, pedeapsa tuturor păcatelor lumii. A căzut pe el și ne-a deschis calea la pomul vieții. Ne-a deschis calea la Dumnezeu. Ăsta-i mărul din cântarea cântărilor. Mărit să fie Domnul! Preiubitul meu e ca un măr. Ce minunăție, mă! Așa, ca un măr între copacii pădurii. Așa este preiubitul meu între tineri, cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. Cuvântul tău, zice Psalmul 119, cum e? Mai dulce decât picurul din faguri. Nerea din borcane e dulce, e bună, dar când ai un fagure, încă să fie alb, nu vechi, alb, capaciat așa, cum știe albina să facă. Apoi când din ăla picură un picur, vai cât e de bun și de dulce, depășește borcanul. Ca picurul din fagure, atât e de dulce rodul lui pentru cerul gurii mele. De ce nu zice pentru gură? Pentru că nu cu gura guști, ci cu cerul gurii. Limba, pui pe limbă ceva, dar limba lovește cu ce ai pus pe acelul gurii și tu simți gustul. Almintelea ai mâncat fără gust. Dar e tare interesant cum amănuntele Scripturii bat exact în tot ce poate învăța omul. Despre biologie, despre ce vrei în lumea asta, de tâmplărie. Nu? Cum zice? Înseamnă cu ața și apoi cu creionul și apoi așa. Dezidărie. Ce să spui? Medicina e peste tot în Scriptură. Noi nu avem încă. Chiar și
arheologia și ei trecut în rândul Scripturii Iov. Întreabă pietrele și îți vor spune. Întreabă pământul și îți va spune. Întreabă pietrele și îți vor vorbi. Nu? Asta însemnează o disciplină pe care o învață oamenii și știu să se ducă în locuri bănuite, să sape. Și am lucrat și eu cu marele arheolog Heiter și Pușcaș. Apoi, acolo nu se sapă doar cu târnacopul și cu nu știu ce, cu șpaclu, ca să-ți rămână rândurile de pământ, cum au fost ele așezate și de unde ai luat, să treci prin ciur tot, apoi poate îți rămâne un ban cu data de ce știu eu când, găsești un obiect de când s-a lucrat la o clădire sau la altceva. Sau cum a săpat un arheolog la Blândeana, în Tomovilă, și a găsit două table de piatră, cam încă o dată cât am văzut, nu așa, într-o limbă scrisă foarte veche. Și mai există încă patru specialiști care descifrează limbile morte. Și a fost dus la București, aici s-au făcut niște exemplare din beton și stau acolo mărturie. Le-am văzut și eu. Dar când au venit acei patru, au spus că e o scriere mai veche decât orice scriere, mai veche decât scrierile lui Moise și a lui, cum îi zice ăla cu legea lui, Hammurabi. Așa, zice, mai veche decât aia. Pe teritoriul României. Vedeți? Întreabă pietrele și ele îți vor vorbi. Nu există o disciplină științifică care să nu aibă o bârșie în Biblie. Chiar și faptul că la ora actuală oamenii încearcă să creeze ființă, luând o bucată dintr-o ființă, oaie, om, ce știu ce. Dar lucrul acesta, ei s-au inspirat din Scripturi, că Dumnezeu a luat una din coastele, os și carne a lui Adam și a făcut femeie. Și acolo a trebuit ca Adam să fie coborât chipui anesteziat, să doarmă în somn adânc, zice Biblia. Dar tot la fel, al doilea Adam pe cruce a dormit un somn adânc. Și dacă primul Adam a fost înțepat, luat din coastă, și la a doilea Adam, în costă, a fost răpuns și a ieșit sânge și apă. Ce e aia? Ăla este semnul nașterii. Când se naște un copil, e prezent semnul ăsta. Apa și sângele sunt prezente. Vedeți? Și dacă prorocul, uitându-se el, zice, cum se poate face așa ceva? Să se nască o țară într-o zi, un popor așa deodată.
Noi suntem născuți din jertfa lui Iisus. Suntem născuți din jertfa lui Iisus. A ieșit biserica. Mărit să fie Domnul. El fiind taina lui Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel. Hristos e taina lui Dumnezeu. Și apoi, în Coloseni 1:26, Pavel zice, vreau să zic, dar el știa bine ce vrea să zică. Taina ținută, ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților săi, nu toți îl cunosc pe Iisus, numai sfință, cărora Dumnezeu, Tatăl, a vrut să le descopere care este taina aceasta, anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Glorie Domnului! Unii spun nu că taina lui Dumnezeu e biserica. Bine, mă. Dar biserica de unde e? Biserica e din Hristos. Și apostolul zice clar că taina lui Dumnezeu e Hristos. Mărit să fie Domnul! Acest Hristos e mărul ăsta de aici, care pentru cei care îl cunosc, el m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, că sunt bolnavă de dragostea lui. Doamne, ce boală m-a apucat și pe mine când am auzit întâi predică despre Hristos, când am auzit în aceeași adunare vorbire în limbi și prorocii, ce boală m-a apucat, de nu m-a mai putut da înapoi nici tata cu bătaia, nici mama cu bătaia, nici că nu mi-a dat mâncare, nici că m-a dat în altă parte slugă. Orice-o fi, m-am lăsat de Hristos, că am fost bolnav de dragostea Lui. Mărit să fie Domnul! Așa trebuie să fim noi toți bolnavi de dragostea după Iisus. Că dragostea e necesară în două domenii. Dragostea pentru Dumnezeu și dragostea firească. Sunt două daruri imens de mari. Cu dragostea pentru Dumnezeu să încheagă biserica, frații să unesc între ei, iubesc pe Dumnezeu, slujesc pe Dumnezeu. Dragostea firească este un dar enorm de mare, cu ea să încheagă familiile. Ea lucrează pentru propășirea familiilor. Și atunci tot Pavel vorbește și în Timotei 3 și în capitolul 1 din 1 Corinteni de la 18 încolo. Dar unii, zice și în Efeseni 4 de la 17 la vale, i-au orbit păcatul și după ce i-au orbit păcatul, merg din păcat în păcat și ajung fără dragoste firească. Când oamenii ajung fără dragoste firească, nu-s mai buni de nimic.
ăștia rup familii, ăștia nu le pasă de copii, pe ăștia nu le pasă de plânsul nimănui, ăștia fără dragoste firească. Și ăștia deja ar zice că el iubește pe Dumnezeu, că nu se poate. Întâi, dragostea firească trebuie să te predomine și apoi să te încarci cu dragostea divină, dumnezeiască, și atunci iubești pe semen și iubești pe Dumnezeu. Almintrelea, lacă, mă despart, ce? Mă despart. Eu tot pocăită rămân. Nu rămâi, mă, pocăită, mă, nu. Te-ai despărțit, îi jale mare. Nu pot eu să spun că vei fi mântuit sau nu vei fi mântuit, dar că te urăște Dumnezeu, aia spun. Că așa zice în Maleac, nu? Eu urăsc despărțirea în căsătorie. Și apoi dacă ai ajuns urât de Dumnezeu, atunci poți tot posti și poți să-ți dai bani și poți să faci ce vrei tu. Mai bine zmerește-te, rabdă, sufere, roagă-te și învinge pe cel rău. Doamne Iisuse, îndură-te de noi de fiecare. Iată, dar sosim aici în versetul 6. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioare și cerboaice de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aceasta este un jurământ duhovnicesc care să-l ție pe Israel pe loc până se va împlini numărul neamurilor. Cerboaicele și căprioarele, animalele sălbatice, ne reprezintă pe noi, pe neamuri. Și în felul acesta, Dumnezeu a rânduit ca dragostea dumnezeiască să se răsfrângă și peste noi, peste neamuri, că era un jurământ făcut lui Avraam: în tine, în sămânța ta, voi binecuvânta toate marginile pământului. Însemnează și români și noi de aici și toți. Dar câtă vreme harul ăsta e pentru neamuri, evreii sub jurământ: vă jur, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Tot așa și dragostea firească nu trebuie stârnită. Dar la ora actuală, diavolul a pus la punct atâtea unelte prin care stârnește dragostea firească în copii tineri. 7-8 ani le strică copilăria, le strică tinereța, le strică viitorul și îi bagă în pofte cu chipuri urâte, cu ce văd ei pe tablete și la interneturi. Toate acestea sunt vulpi care ar trebui vânate și corectați, frații, surorile, să-și învețe copiii și să nu-i lăsă pradă internetului. Mulți nu-i învață nici să se roage pe copii. Dacă vine un frate să se roage, păi copiii, mereți voi la joacă, mereți voi dincolo, că ne rugăm. Dar de ce nu-l pui acolo cu tine în genunchi? De ce nu-l faci să prindă drag de rugăciune? Știi, copiii se înflăcărează mai mult în rugăciune decât tu, om bătrân.
mai repede îl prinde rugăciunea. Copiii mei, 8, când veneau în frate, ei de-abia aștepta să vie cineva. Să jucau. Dar când era vorba de rugăciune, casa avea câteva trepte. Ieșeam în ușe și strigam odată tare, la rugăciune! Păi de prin zăvoiul morii, de unde era? Socrii de prin grădină că lucra ceva. Toată lumea vine în casă și ne rugam. Și iacătă, Dumnezeu i-a ținut pe toți 8 în credință. Slăvit să fie Domnul! Dar alții, 1, 2 și îs barabe în lume. Vai de capul lor! Dragii mei, jurământul ăsta pentru evrei ține până se va împlini numărul neamurilor. Când se va împlini numărul neamurilor? Cât trebuie să fie? Păi, numărul ăsta, poți face un oarecare calcul. Când Iisus a aruncat blestemul, cum spune prorocul, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Dar în penultimile lui ore de viață pământeană, stătea pe muntele Maslinilor și se uita la Ierusalim. Și ucenicii au zis, ui ce ziduri frumoase, uite-te ce podobe spuse pe ziduri, că toți care de pe unde veneau, veneau câte cu o insignă, câte cu o emblemă din aur, din nu știu ce, punea pe ziduri. Și Domnul Iisus Hristos plânge. Ierusalime, Ierusalime, cum am vrut eu să te adun, cum își adună găina puii sub aripi, dar n-ai vrut, n-ai cunoscut, măcar azi dacă ai cunoaște. Dar fiindcă nu cunoști vremea cercetării tale, iată că ți se lasă casa pustie, i-a lovit cu blestem. La ora când el i-a lovit cu blestem, se estimează că evreii, ca bărbați, ar fi fost în jur de vreo 6-7 milioane. Și atunci, gândește-te, tatăl meu a trăit 81 de ani și la moartea lui am fost 114 descendenți, fără nurori și fără gineri. Numai copiii, nepoții, strănepoții și strănepoții. Fiindcă fiecare din noi atunci eram după stilul vechi. Femeile nășteau 8, 10, 14, 16 copii. A venit înțelepciunea asta din urmă când femeile nasc un copil, 2 și gata. Ce-ar fi în bisericile noastre dacă de 100 de ani, de când e penticostalismul în România, fiecare femeie ar fi născut copii cât trebuie? Ce biserici grozave, ce număr mare ar fi penticostalii azi? Dar așa, merem în cădere. Ce mai vin din lume câte unii, ce mai nu știu ce, dar de la noi, în multe biserici, nu mai vezi decât bătrâni, nu mai vezi tineri.
Vedeți? Și asta e o mare pagubă. Acum, dacă în 80 de ani de viață, să zic, nu știu când s-a căsătorit tata, poate că avea 25 de ani și până la un 60, să zic, nu, să fi fost fertil. În timpul ăsta de 40 de ani a dat naștere la atât, ce-ar fi sau cât e numărul ca să completăm ce s-a tăiat din Israel și am fost sădiți noi? Un număr mare, dar fiindcă nu vin oamenii la pocăință și pocăiții nu-s pocăiți, cum zice Reven Hill în revista aia, acolo zice că dacă predicatori ar fi pocăiți, s-ar pocăi lumea. Dar mulți nu sunt pocăiți. Sunt buni de gură, sunt buni de predici, mai fac și scamatorii câte unii. Am văzut pe unul în Alba Iulia că el se roagă și dacă ai un picior scurt, ți-l se roagă și se face lung cât ălalt. Și unul chiar era acolo cu un păpuc care era așa gros ca să poată umbla. Îl descalță, îl pune pe scaun și se pune el în fața lui și e picioarele amândouă și acum erau așa. Dar șmecherie în el. Se roagă, se roagă și mută așa picioarele, știi? Cum le muta așa, oamenii creduli, vai, că se lungește piciorul. Vai, opa, că a ajuns de unul cu altul. Dar dacă l-ar fi înturnat în coacea, pe cât era de scurt, știi? Când l-a lăsat și a început să meargă, tot șchiopofos. Deci, unii se încumetă în numele lui Iisus să facă multe din astea și nu-s bune. Eu am văzut lucrările Domnului. Am văzut femeie moartă în adunare, la care Domnul a dus-o la viață. Am văzut oameni aproape orbi care au căpătat vederea, de nu mai purtat ochelar, nimic. Am văzut băiat de 12 ani, 11-12 ani, care nu umbla niciodată în viață, numai pe căruț. Și la rugăciune o mers cât din păretele ăla până în ăla și înapoi și strâga la tată, soția, am spus de acasă că eu în seara asta umblu. Am văzut femeie lângă Madrid de 6 ani și jumătate dintr-un accident. Coastele i-au intrat în plămâni, doctorii au scos astea de acolo, rămas o crustă cu fiecare suflu și răsuflu. Aia era junghi, era durere. Și rugându-mă pentru ea, ridică capul și spune că nu mai doare în plămân. Apoi m-am apucat de picioarele ei, întâi de dreptul, până când se miște laba de 5-6 ori. Apoi se miște genunchele, apoi coapsa, apoi celălalt picior. Apoi am luat-o și mers cu ea. Și umblă până azi. Am văzut minuni, dar nu falsificări de minuni, ci lucrarea Duhului Sfânt între oameni. Glorie Domnului! Așa că vă jur, fiice ale Ierusalimului, dar eu aș plasa asta și pentru frățietatea noastră care mă aude azi. Grijiți, copiii! Aici era vorba de dragostea pentru Iisus. Dar grijiți copiii să nu intre de la 7, 8 ani, 10 ani sub gânduri și hormoni care să-i miște ca pe oameni bătrâni și să aibă nevoie de acte sexuale și minuni. Le stricați copilăria, le stricați tinereța și
Femeia, zice în Proverbe 31, trebuie să veghează asupra celor ce se întâmplă în casa ei. Nu dai drumul la copil, lasă să doarmă la prietenul lui, că tu nu știi ce îl învață. Sau la fetiță, lasă să se ducă nu știu unde. Nu faceți din alea, că din astea toate se întâmplă în cazuri mari. Prindeți vulpile astea mici. Prindeți vulpile astea mici, că ele strică via care e în floare. Via când e în floare are un miros puternic. Noi avem pe vremuri vechi 1000 de butuci altoiți cu cele mai minunate soiuri de vițe. Dar primăvara, merem grabnic, o stropim până nu înflore. Păi când înflore, un miros din ăla de vai, Doamne. Ei, dar vulpile și alte animale culeg florile, le place florile, că și dulci, și mănâncă florile. Prindeți vulpile alea mici, că strică viile și viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Crinul e simbolul păcii, liniștii. Și în familia dumitale trebuie să fie pace și liniște. Atunci Iisus e prezent, dacă e tulbureală, dacă strigă-te, dacă e urlete. Doamne fer, dacă e și câte o bătaie, acolo nu Iisus, acolo e la alt Domn. Doamne ferește toate familiile. El își paște turma între crini. Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor, întoarce-te, iubitule, să ai ca o căprioară sau ca puii de cerb peste munți ce ne despart. Sigur, între noi și Dumnezeu sunt mulți munți, păcate, fără de legi, gânduri, lucruri nepotrivite, dar Iisus în bunătatea Lui este chemat să nu calce pe ele, să sară peste ele, să nu le baje în seamă și să ne izbăvească de sub toate acestea. Glorie Domnului Iisus! Versetul 6 zice: prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau ca puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice: scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Și Pavel Apostolul striga: treziți-vă în sfârșit din somn, măriți să fie Domnul. Destul cât ați dormit, cât n-ați vegheat, cât s-a întâmplat atâtea lucruri în familie, în tine personal, treziți-vă acum că Iisus e gata să sară peste toate ale noastre, că ne iubește, mărească-i să numele. Și noi trebuie să-L iubim pe El și Dumnezeu să ne îmbrace cu Duhul Sfânt și cu putere, cum s-a cântat și s-a vorbit și până aici. Amin. Nu știu cât e ceasul, dar la mine o sosit în inimă, amin. Fratele păstor îmi face semn de o rugăciune.
sunt careva care ar dori o rugăciune aparte pentru ei, să ridici o mână acolo, să vedem. Nu sunt. Dacă nu sunt, ne rugăm cu toți. Ne ridicăm și ne rugăm cu toți.